Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din The Division. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și să plecăm într-o nouă misiune. Va trebui să ieșim de aici. Treabă care s-ar putea să dureze ceva pentru că am impresia că n-am luat-o bine. Ok, ieșim pe aici. Avem un supply drop. Și va trebui să ajungem neapărat la el. Într-un fel trebuie să am grijă să nu mă trezesc cu niște inamici mult prea periculoși. Ok, supplies-urile nu sunt aici. Sunt tocmai acolo. Ok. Binișor. Warning. Incoming hostiles. Ah, sunt mai multe poziții cu supply-uri. Are sens. Sunt două, deci. O să fie interesant să apărăm locul ăsta. Bun. Warning. Incoming hostiles. Sfinte, cum ajung eu până acolo sus? Ok, cred că știu pe unde ajung eu acolo sus. Pe aici, pe undeva. Warning. Supplies taking fire. Pe aici, probabil. No. Pe aici. Sfinte, dar chiar am de fugit prin locul ăsta. Bun. Incoming hostiles. Cred că aici vor veni. Exact. You got it. Just like I myself recover some endangered supplies in season 3. Maybe later on you could put in a word with casting. You know what? Let's do lunch when this thing blows over. Ok, aici este un telefon. Hello? What the fuck? Ce naiba a fost asta? Un tip care respira în telefon. Nu vreau să știu mai multe detalii. Și aici avem ceva misiuni. Avem un encounter chiar în locul ăsta. Cred că vom merge până aici să vedem care e faza. It's people like you who make me think we have a chance. Bun, Military M9. Îl luăm. Nu de alta, dar îl putem vinde. Asta dacă nu-l folosesc și deja văd ceva inamici. JTF dispatch requesting backup. Multiple hostages reported at an electronics store on 11th. Priority 1, repeat priority 1. You don't have to do this. Oh!
Bun. Warning. Hostile presence detected. Încă puțin. Sfinte, cum a reușit tipul ăsta să reziste așa de mult? Excelent. Iar acum să eliberăm și ceilalți ostatici. Pe aici ar trebui să fie. Vom avea nevoie de cheie, evident. Și acum să deschidem ușa. Foarte bine. Thanks for coming through, agent. Îmi faci și mie loc. Ok. Să ne uităm prin locul ăsta ce am putea găsi. First Wave PF-45. Cu siguranță pistolul ăsta este bun. It's good loot, boy. Să ne asigurăm că îl și echipăm. Sfinte, pistolul ăsta chiar este super bun. Și dă un damage serios. Mod. Pot să-i pun ceva pe aici? Extended mag. Trebuie să o iau de la SCAR. Sincer, nu aș vrea să o iau de la SCAR. Foarte bine, am și eu în sfârșit un pistol mișto. Și cred că pot înlocui și SCAR-ul cu ceva mai bun. Exact. Arma asta este ceva mai bună. Și probabil va primi upgrade-urile de pe cealaltă. Pare o idee destul de ok. Un laser pentru acuratețe. Sau un grip. Cred că voi merge cu un grip. Mazet. Nu pot să pun nimic aici. Optics 12x. Cred că o să fie ok. Și noi acum suntem pregătiți. Și putem continua. Nu este aici o cutie. Outdoor backpack. Cu siguranță un backpack mai bun decât al meu. Pe aici mai găsim un crate. Electronics. Corect, suntem într-un magazin de electronice. Mai multe electronics. S-ar putea să le pot folosi la crafting la un moment dat. Și între timp să ne mai uităm după misiuni. Un side mission aici. Nu sună rău, este chiar prin zonă. We hear some innocent people are being attacked by someone called Wild Child. I need you to intervene. Can I just mention this reminds me of a scene we did in season 2, so if you need any advice, let me know. Bun. Să ne mișcăm. Este un tip pe nume Wild Child care atacă oamenii. Și eu probabil va trebui să mă duc să-l omor. Nu sună rău deloc. Să ne uităm la zoom. Da, zoomul este chiar decent. Please, please don't hurt me. Hiking jacket ruby. Nu sună rău. Și acum trebuie să mergem după băieții noștri. Pe aici ar trebui să fie. Cred că în depozitul ăsta se vor afla. Deci, să mergem după ei. Ok.
intrarea asta este blocată, deci va trebui să caut o altă intrare. Putem intra pe aici? Evident că nu. Ar fi o idee bună să-l împușc extrem de repede, încât să nu mă trezesc cu surprize. Sigur îl vom vedea pe aici, pe undeva. Bun. Nu sună fantastic de bine? Bun. L-am neutralizat. Pe aici găsim ceva. Nu neapărat. Deci mergem după ceilalți. Uscarul în mână, evident. Scarul ăsta s-ar putea să fie o armă bună. M-a omorât un lurker. Tipul ăsta m-a omorât. Pe cuvântul meu că treaba asta a fost enervantă. Ne repunem chiar aici. M-am dus eu mult prea în față. Bine, oarecum așteptam ca 100% damage să însemne mai mult decât însemna. Totuși, acum avansăm super rapid că băiatul ăla este aproape mort. Trebuia să mă urc pe sus. Nu știu de ce n-am făcut-o. Oh, sfinte, nu! Ok, ideea este să nu mor. Și poate să-l fac pe amărât să moară. Ok, pot trage pe aici. Decent. Să așteptăm puțin. Ok, uneori funcționează să tragem. Așa, aici suntem în siguranță. Bun, aproape l-am omorât.
și acum este mort. Mai este cineva pe aici? Got him, agent. Great work. We're really nailing this, you and me. It's so exciting. Which is why I don't understand why the rating slipped. Anyway, over and out. Foarte bine. Am făcut o treabă decentă și acum trebuie să mă urc pe aici pe sus și să văd ce obiecte mai pot aduna. Pe aici nu cred că mai e nimic deosebit. Mai adunăm câteva resurse și după vom mai pleca după în comisiune. Take all. Take all. Și pe aici mai sunt câteva lucruri. Cred. Ah, o cutie de muniție. Bun. O altă misiune prin zonă. Avem aici un encounter. Bun. Mergem până acolo, dar înainte trebuie să mă uit la echipament. Hunting pads. Super bune. Le vom echipa. Ok, nu le putem echipa un level mult prea mare. Totuși este bine că avem lucruri cu un level așa de mare. De aici, ceva vieți în plus. De aici, o mască puțin mai bună. Altceva mai putem să luăm. De aici avem câteva obiecte noi. Mod. Magazine. Și avem aici un magazine. Foarte mișto. Muzzle, nimic. Dar poate avem pe aici. Evident că avem pe aici un laser. Momentan îl punem pe al nostru. Și cred că vom fi în siguranță o perioadă. Deci, să plecăm după JTF suport. Avem puțin de mers. Se pare că am deja muniție, nu mai pot lua nimic de aici. Și să continuăm. Din păcate nu văd la mai mult de 10 metri în fața mea. Treaba asta nu este prea grozavă, dar într-un fel, nici inamicii nu pot vedea la cine știe ce distanță. Putem trece pe aici. Agent, we've got hostiles at a Sarah warehouse on 40th, requesting division support. Încărcăm. Foarte bine. Să vorbim cu ofițerul JTF. Without you, we'd have been dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Morning. Hostile forces approaching. Ok, vor veni niște inamici. Decent. Binișor. Morning. Hostile forces approaching. Mai vin pe aici câțiva inamici. Vom sta aici ascunși o perioadă. Nu cred că știu unde sunt eu. Kill them all. Show no mercy. Make sure they kill. Bun, JTF suport. O treabă bine făcută. Și să ne mai uităm. Mai avem aici un encounter. Hai să mergem până aici. Să vedem despre ce este vorba. Ieșim pe stradă. Și să ne mișcăm.
Aparent am intrat în Hell's Kitchen. O nouă locație. Mă aștept să apară și Daredevil pe aici mai devreme sau mai târziu. Bună întrebare, unde este Daredevil? Suntem în locul potrivit, iar el nu este prin zonă. Foarte interesant. Totuși, noi avem o misiune de îndeplinit. Deci ar fi o idee bună să nu pierdem vreme. Din păcate am ceva de fugit. Dar după... All units be advised. Civilians are under attack near the underpass on West 39th and 10th. Need someone to do a sweep. Somebody jumps us, you gotta pay attention. Who made you the boss? Ok, trebuie să semnalizez JTF-ul. Examine. Loot. Și să venim aici. JTF reinforcements requested. Morning. Hostile forces approaching. Ne urcăm pe aici. Unde cred că vom fi în siguranță. Un final exploziv. Morning. Hostile forces approaching. Super. O treabă bine făcută. Am mai primit puncte pentru Security Wing. Lucrul ăsta mă bucură. Iar acum sunt curios ce am mai putea face. Cred că aș putea să merg aici după Weapon Parts. Sau aș putea să merg până la misiune. Ok, acolo pare fi o misiune serioasă. Bun, avem aici un safe house în zonă pe care va trebui să-l deblocăm. Dar cere un level destul de mare. Deci s-ar putea să nu pot ajunge chiar până acolo. Bun, deci probabil mă voi mai ocupa de misiuni din zona. Aici avem și un agent care lipsește. Cred că o să mă ocup mai întâi de toată zona asta. Mai am timp fix de misiunea asta. Deci să ne mișcăm și să vedem ce putem face. Plus că vremea s-a îmbunătățit. Deci o să ne putem deplasa liniștiți. Armele mele sunt încărcate. Pistolul este în principal nefolosit. Ceea ce este puțin cam nasol, pentru că pistolul meu este chiar bun. Ok, pe aici trebuie să intru. Așa se pare. Și să vedem exact care este faza cu misiunea. Ce s-a întâmplat cu agentul ăsta? Sper să-l găsim. Bun. În direcția asta trebuie să merg. Cred că ăsta este semnalul agentului sau ceva de genul. Ok. Am găsit o brățară, cred. Nu știu ce voi putea face cu brățara. Dar am găsit-o. Și ăsta este un lucru bun. Pot urca până sus.
Cred că da. Excelent. Și să mă uit rapid pe hartă. Zona asta pare să fie în general sigură, mai am aici un side mission, dar din păcate cred că noi o să ne oprim aici cu acest episod. Vă mulțumesc că v-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!